Bună seara, dragii mei, și bine l-am găsit la haul! Am pregătit pentru voi câteva chestii pe care le-am cumpărat weekendul trecut și le-am păstrat aici pentru că am vrut neapărat să le desfacem împreună. Sunt câteva chestii pe care vreau să vi le arăt pentru că în mintea mea cred că o să vă inspire și sper că o să vă inspire. Mi-am luat câteva chestii din H&M, după care am fost până la Primark, după care am comandat ceva de pe TikTok Shop, am în spatele meu o surpriză imensă pentru voi și dacă vreți să rămâneți până la finalul acestui clip să vedeți despre ce este vorba, dar eu abia aștept să desfac coletul acesta mare care se află în spatele meu, deoarece sigur, o să vă placă și vouă și vreau să-l desfac parțial, pentru că restul, acel ce se află în colet, o să vedeți pe Instagramul meu dacă mă urmăriți și acolo. Și sper să o faceți, pentru că abia aștept să vedeți surpriza, deci eu sunt mai entuziasmată pentru surpriză decât să vă arăt ce mi-am cumpărat. Dar, da, din păcate, în videoul precedent nu am mai apucat să vă spun ce o să vedeți astăzi, ce am pregătit pentru astăzi. YouTube mi-a tăiat clipul și nu știu din ce cauză am făcut un clip cu poveștile voastre pe care mi le-ați trimis de Halloween, povești înspăimântătoare, spooky, whatever, și am făcut tot clipul, adică am filmat aproape o noapte întreagă și când să-l uploadez pe YouTube, ce să vezi, clipul a fost tăiat de către YouTube și nu înțeleg de ce. L-am încărcat de mai multe ori și din păcate nu am reușit să-l încarc pe tot, dar asta este clipul pe care îl livrez astăzi către voi, haul, toamnă, iarnă, cu ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat câteva haine. Iar hainele pe care mi le-am cumpărat din H&M, așa, încă nu le-am probat, deci o să facem împreună. Era o coadă, frate, când am stat acolo vreo jumătate de oră numai să aștept și aș mai fi stat încă jumătate de oră să aștept pentru că era odită mai coada și nu se mai termina. N-am mai avut răbdare să stau la coadă, așa că le-am băgat în plasă și am zis, ok, o să le încerc acasă și după mi-a venit o idee și mai bună. Am zis, ok, s-au smuls o grămadă de lucrușoare și de ornamentat, hăinuțe, chestii, trestii pe care ar fi drăguț să le împart cu voi, să împart această bucurie cu voi și sper să vă inspire, pentru că asta este scopul haulurilor pe care le fac. Pentru următorul clip să știți că vreau să-mi trimiteți poveștile voastre din nou. Sper că vă place această temă și mi-ați sugerat să fac genul ăsta, să mă machiez în timp ce citesc povestea, pentru că este mai interesant, mai interactiv. Asta o să și pregătesc, o să mă machiez și o să citesc poveștile voastre. Iar tema pentru următorul clip cu Storytime este despre întâlniri cringe. Dacă printre urmăritorii mei sunt persoane care au fost la prima întâlnire, la a doua întâlnire sau ori o întâlnire și s-a întâmplat ceva cringe, ceva stânjenitor sau pur și simplu din cauza a ceea ce s-a întâmplat a trebuit să vă ridicați, să plecați sau dacă ați continuat să vă întâlniți cu acea persoană sau în general, ceva cringe ce s-a întâmplat la prima întâlnire. Mi-ar plăcea tare mult să ascult poveștile voastre, așa că nu uitați să mi le trimiteți pe adresa de e-mail pe care o găsiți în barea de descriere și dacă vreți puteți să mi le trimiteți și pe Instagram, dar mi este mult mai ușor să le citesc de pe e-mail și cred că puteți să scrieți un paragraf întreg acolo dacă îmi scrieți pe e-mail față de cum mi-ați fi scris pe Instagram. Să știți că deja eu am început cu cumpărăturile de Crăciun, deci avem aici chestii trestii. Da, nu m-am putut abține pentru că eu cumva decorațiuni de Crăciun și mai ales acum că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, mă entuziasmez foarte tare și de data asta nu știu de ce, dar chiar aștept cu foarte mare nerăbdare sărbătorile de iarnă, ca niciodată. Acum nu știu, simt că o să fie diferit. Nu știu de ce am acest feeling, dar sper să fie de bine. Așa că haideți să începem cu ce mi-am cumpărat din H&M. Motivul pentru care m-am dus la H&M este pentru că eu căutam o pereche de blugi mai lărguți, negri, simpli și de acolo am plecat cu această fustă pe care am găsit-o la raionul de copii. Am căutat și la raionul de adult și nu mi-a plăcut nimic din ce am văzut acolo, plus că nici nu am găsit ceea ce căutam, însă am găsit la copii. Și de la copii mi-am cumpărat această fustă din imitație de piele care arată cam așa, săraca s-a obosit de cât timp a stat în plasă. Așa. Îi zice water-based PU. Ok.
Arată așa, este mărimea 13-14 ani, ia uitați-vă și voi aici, pentru că sunt mică de înălțime și... Nu știu, mi se pare că H&M fac pantalonii să fie atât de lungi, să aibă caracul atât de lung, încât și dacă mi-ar veni în talie, ar trebui să-i duc la croitor să mi scurteze, pentru că mi-s prea lungi. Mă uitam eu așa printre pantaloni și la Nathan i-a plăcut fusta asta și mi-a plăcut și mie și am zis hai că o luăm și n-a fost scumpă chiar deloc. Am dat pe ea, cât am dat? 12 lire 99, 13 lire. So, sper să-mi și vină, că dacă nu am bonus și eu să le returnez, dar e atât de drăguț, uitați-vă la asta și cred că o să meargă foarte mișto la o pereche de cizme, botine... Vedem noi cu ce o asortăm, dar acum zic, haide să o probez să văd dacă îmi vine, să văd dacă o păstrez sau o returnez. Așa arată fusta pe mine. Vă zic sincer că nu cred că îmi place, deoarece este largă aici în talie și e prea lungă. Și sincer nu cred că îmi stă bine cu acest gen de fustă. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai strâmt aici, deci ar fi arătat diferit, ar fi arătat mult mai bine. Și mi-ar fi plăcut să fie un pic mai scurtă, pentru că așa, adică nu știu, am impresia că mă lățește în talie. Deci uitați-vă cum arată. Pur și simplu nu se așează bine pe mine, nu-mi place. Mi se pare că, nu știu, am impresia că arată și un pic ieftin. Poate că e doar în capul meu, dar overall chiar nu-mi place cum îmi stă. Și nu este mărimea potrivită, așa că o să o returnez. Păcat. O să încerc o mărime mai mică, 13-14 ani, frate, deci nu înțeleg cum fac ăștia mărimile, că la 13-14 ani nu cred că ești așa lată în talie, serios. Asta este făcută pentru o talie de femeie matură. O să o returnez sau poate că o să probez o mărime mai mică, dacă mai găsesc aceeași fustă la raionul de copii. Asta e. Tot din H&M ne-am luat... acest plovăraș gros de iarnă. Aveau în mai multe culori, aveau nude, după cred că erau și maro și un fel de verde. Și iar apoi aveau această culoare. Am vrut să-mi iau pe nude, însă nu aveau mărimea mea. Și m-am gândit eu că o să meargă foarte drăguț la un palton din acela crem. Poate că acest bluzon o să meargă chiar și la o pereche de pantaloni sport cu Adidas. Sau poate chiar la o fustă. Merge în mai multe combinații, dar mi-a plăcut foarte mult pentru că este gros și este până... este scurtuț. Așa, ăsta a fost scumpuț, cred că... Da, ăsta a fost 24 de lire 99, adică 25 de lire. Uitați-vă aici, are și prețul. E foarte, foarte drăguț și l-am luat pentru că mă gândeam eu că o să fac așa o ținută foarte mișto cu el. Plus că i-a plăcut și la Nathan. Prima oară l-am luat și după aia l-am pus on a side, pentru că nu eram sigură dacă vreau să-l iau, dar Nathan a zis dacă îți place, de ce nu-l iei? Așa că l-am luat, m-am întors după el și l-am luat. Este în mărimea extra, nu, S, este în mărimea S, pentru că de când aveam această situație nu prea mai pot să port XS. Dar da, abia aștept să-l probez, să văd dacă îmi vine. Așa arată acest plovăraș pe mine. Nu-l răsc, dar nici nu este favoritul meu. Cred că mărimea extra small s-ar fi potrivit mai bine, deoarece am impresia că mi este puțin cam larg și nu se așează foarte bine pe mine, dar e foarte călduros și foarte, foarte gros și ar merge să îl bag așa în sutien, dar problema e că burta mi-ar fi dezgolită, deci toată această căldură ar fi cancelată din cauza faptului că burta mi-ar fi goală. Dar overall este un plover foarte, foarte drăguț și foarte gros. Îmi place, dar nu știu, parcă nu se așează cum trebuie pe mine. Ceea ce mă enervează, pentru că îmi place și culoare și tot. Dar poate că, mă rog, dacă îl sortez la altceva, o să arate mai ok. Dar în momentul de față nu este favoritul meu, dar... nu știu, mă mai gândesc dacă o să-l păstrez sau nu, pentru că e totuși iarnă, el este gros, este frumos, pentru că este un plovăraș frumos. Așa arată și de la spate dacă îl scot din sutien. Dar e destul de drăguț. Voi ce ziceți? Ăsta este motivul pentru care am intrat în H&M, dar am pus pantalonii în clasă de Primark pentru că
N-am mai vrut să iau o altă plasă. În fine. Motivul pentru care m-am dus în H&M este acesta. Este această pereche de blugi simpli negri pe care i-am găsit la raionul de copii și m-au costat doar 17,99 lire față de cum ar fi costat dacă i-aș fi cumpărat de la raionul de adulți. Probabil că aș fi dat pe ei vreo 25 de lire, 24,99 pe acolo. Și sunt în mărimea din nou 12-13 ani. Și da, sunt destul de lungi. Sper că aceștia să-mi vină, pentru că eu asta și că uitam, o pereche de blugi cu wide leg. Da? Cred că așa îi zice, wide leg. Pentru că în mintea mea mi-am propus eu așa o ținută, am o bluză roșie cu animal print, pe care vreau să o port la o geacă de piele și o pereche de pantaloni din aceștia negri. Și da, am mers în căutare, plus că nu am genul ăsta de blugi negri mai lărguți, așa, cu cracul larg. So, i-am găsit și sper să-mi vină, pentru că de asta am intrat în magazin. Acum, sunt simpli, sunt foarte, foarte simpli și îmi place mult lucrul ăsta, pentru că eu căutam o pereche de pantaloni simpli. Am pus pantalonii pe mine și îmi plac, dar nu știu ce să zic. Din nou, îmi sunt lungi. Și sunt mărimea 12-13 ani, adică pe bune. Ori sunt eu prea slabă, ceea ce nu cred, că m-am îngrășat în ultima perioadă. Ori nu știu ce naiba, dar mărimea 12-13 să nu fie buni. Oricum, așa arată aici, în talie, îmi sunt destul de largi și așa arată de la spate. Sincer, chiar m-aș fi așteptat ca acești pantaloni să nu îmi vină, gen, să nu mă cuprinde, că am, mă rog, am fundul mai mare, dar drăguț, adică îmi plac și nu, prea nu știu, poate că din cauza faptului că nu se potrivesc deloc la acest plover, arată ca naiba, dar poate că așa cum îmi imaginem eu să-i port, o să funcționeze. Însă, frate, cracul e lung, e prea lung, nu știu, ori acum brandurile astea fac pantaloni cu cracul mai lung ca să, eu știu, dacă ești înaltă sau prea scuntă, să ai de unde să tai sau să ai de unde să lași, ori nu știu ce se întâmplă, pentru că nu înțeleg de ce e cracul așa de lung la o pereche de pantaloni care e de fapt pentru o copilă de 12-13 ani. M-am chinuit foarte tare să-i găsesc și o să-i păstrez. Astea sunt lucrușoarele pe care mi le-am cumpărat din H&M. Acum, hai să trecem la ce mi-am cumpărat din Primark. Aveau o grămadă de decorațiuni pentru Crăciun, însă nu m-am aruncat foarte tare, pentru că deja am și eu o tonă și m-am gândit că este o risipă de bani, pentru că de-a lungul anilor am cumpărat fel și fel de globuri de toate culorile și în fiecare an pot să schimb tema, plus că am hărduit așa. Nu știu dacă am zis-o bine, plus că am strâns așa o grămadă de alte decorațiuni și am, credeți-mă că am prea multe și am zis că, na, o să cumpăr, nu fiecare îmi place să cumpăr câte ceva, însă nu îmi place să go bananas, pentru că mi se pare o risipă de bani și plus că, da, nu prea ajutăm cu mediul înconjurător, deoarece o grămadă de plastic, știți voi care e faza. Dar, până una alta, mi-am cumpărat de la Primark doi brazi pe care i-am văzut și care mi-au plăcut foarte mult și pe ăștia o să-i pun aici la ușă. Hai să vă arăt despre ce vorbesc. Mi s-au părut atât de drăgălași. Ia uitați-vă la asta, ziceți voi că nu sunt cute. Deci sunt foarte, foarte cute și m-au costat 8 lire, sunt de la Primark Home. Și pentru 8 lire, serios, chiar mi se pare că sunt de bună calitate. O să-i pun în fața ușii, deci mi-am luat 2. Mai am unul care e exact la fel, stați. Și o să-i las așa simpli. O să pun pe ei doar o instalație din aceea galbenă, așa, cu luminițe galbene. Și cred că o să arate foarte de drăguț. Chiar nu o să-i împopoțănesc, pentru că deja au pe ei zăpadă artificială. Și mi se pare că o să arate foarte, foarte drăguț în fața ușii. Plus că o să mai pun eu un spiriduș ceva pe lângă și abia aștept. Mai avem încă o plasă de primer. Următorul lucru pe care mi l-am cumpărat tot din primer este vorba despre această pijamăluță. Foarte, foarte drăguță, simplă, care m-a costat 14 lire.
Și este în mărimea 2 extra small to XS, pentru că pare să fie destul de largă. Sincer, mi-a plăcut foarte tare materialul și prețul este destul de bun. Am văzut o altă pijama în Primark, era cu floricele, nu știu, era drăguță, însă doar o pereche de pantaloni costa 12 lire. După aia mai luai și topul care nu era cine știe ce, alt 10 lire și am zis, pentru Primark, frate, 22 de lire pe o pijama, hai să fim serioși. Abia așteptam să o desfac, să văd ce și cum, pentru că n-am avut ocazia, am vrut să o păstrez așa, știți, să o desfac împreună cu voi. Îmi place pentru că este foarte simplă și materialul e moale și bluza pare să fie destul de largă. Deci chiar dacă este extra, extra small, e destul de mult spațiu. Uai, ce drăguțe și pantalonașii! Mamă și sunt largi, sunt foarte, foarte fain, deci chiar îmi plac mult de tot. Îi ador! Abia aștept să port pijama, oricum în seara asta o să mă îmbrac cu ea. Pentru 14 lire chiar mi se pare un deal mega fain. Părat acest set de lufas pentru că eu acum mă spăl cu săpun prima oară și după aceea mă spăl cu gel de duș. Și îmi place că, nu, mă rog, îmi pui gel de duș pe lufa, face o grămadă de spumă, so there we go. Asta a fost, cât a fost? 2 lire. S-o scumpii, mă, înainte era 1 lire 50, poate chiar 1 lire setul. Și următoarele chestii pe care le-am luat din Primark sunt aceste plante false. Mi-am luat 5 la număr. Motivul pentru care mi-am luat atât de multe... Așa, motivul pentru care mi-am luat atât de multe este faptul că am o tavă cu niște găletuțe, arată foarte fain, în care trebuia să pui gen mărar, pătrunjel, din astea să crească și am încercat să fac. Dar problema este că după o perioadă trebuie să le muți și, Doamne Iisuse, deci fac o mizerie oarbă și tot timpul trebuie să ud și uit să le ud și se uscă și cresc aiurea și, mă rog, nu iasă nimica. N-am vrut să arunc tava cu acele găletuțe la gunoi. Am decis să iau niște plante false și să le pun acolo pentru că nu o să uit să le ud și o să arate chiar foarte drăguț. Și le-am luat pe aceste patru. Inițial am vrut să cumpăr plante false din Ikea, dar n-am mai ajuns luna asta la Ikea și am zis că nu mai stau așa, să aștept, arată urât și nu-mi place. Așa că le-am găsit pe astea în Primark și m-au costat 1,30 lire bucata. Ele oricum arată foarte drăguț așa cu acest material din rafie, chiar arată foarte, foarte drăguț, dar eu cred că o să dau jos materialul ăsta și o să pun plantele, dacă pot să le dau jos, dacă nu o să le bag așa că oricum o să încape în găletuță și o să arate chiar foarte drăguț. Când am ieșit în oraș, era un fel de eveniment, nu știu ce se întâmpla acolo, dar era o grămadă de lucrușoare la mâna a doua și pe stradă se împărțeau și papornițe din astea de la Lidl. Așa, am luat și noi una și am găsit două eșarfe la mâna a doua pe care le-am cumpărat. Era 50 de pie eșarfa și nu m-a lăsat sufletul să plec de acolo fără să cumpăr nimic, așa mi-am cumpărat două eșarfe. Am luat prima oară această eșarfă care poate fi purtată în mai multe feluri, poate fi purtată și ca top, poate fi purtată și în cap, poate fi purtată și la gât, dar singura problemă este că, na, culoarea este foarte stridentă și asta cred că o poți purta primăvara-vara sau în holiday dacă mergi într-o destinație călduroasă, pentru că altfel să ieși în mijlocul iernii cu tita mai portocaliu pe la gât e un pic ciudat. Așa că, da, asta e pentru mine. Și apoi m-am gândit și la mama mea și știu că ea merge la biserică și am găsit această eșarfă pe care, mă rog, o să-i o trimit în pachet. Dar uitați-vă cât e de lungă și faină și știu că ei o să-i placă și cred că asta o poți purta în mai multe feluri, gen o poți purta ca și un șal, așa, o poți purta și la gât, o poți purta și pe cap, deci e foarte faină și are aceste ștrasuri prin ea. Și mi-a plăcut foarte mult culoarea, cred că mamei mele i-ar plăcea și asta o poți purta oricând pentru că nu e o culoare prea stridentă și are și acest model cu frunze, cu flori, da, frunze și flori mai tomnatice, așa că o să-i placă. După care mi-am comandat ceva de la Dior pentru că am văzut
că tot TikTok-ul a nebunit cu această chestie. Dar, dacă vreți să vedeți, pentru că îmi place foarte mult cum arată cutia, am idee la ce să mă aștept, însă vreau să-i fac și un unboxing din ăla frumos, cum am văzut pe TikTok. Deci, avem o minunăție de la Dior și vreau să port ceea ce se află în această cutie, vreau să port de Crăciun, mai ales că avem câteva petreceri de Crăciun la care am fost invitați și cred că ce am luat eu aici o să se potrivească de minune. Este un clutch auriu și niște produse cosmetice pe care vreau să le port, așa că da, deci cutia în sine, stăți așa să o scot, că după aia o să bag, nu știu, wow! Deci cutia în sine a venit împachetată foarte, foarte frumos și e perfectă. Abia aștept să mă bucur de acest pachet. Avem și o scrisoare foarte, foarte drăguță. Așa că dacă vreți ce se află în această cutie, intrați pe conturile mele de socializare, TikTok sau Instagram și o să vedeți acolo. Ok, dragii mei, și cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Acum este timpul să desfac surpriza. Surpriza fiind un giveaway pentru voi. Înainte să desfac surpriza, vreau să vă spun ce aveți de făcut. Este un giveaway pe care l-am făcut pentru Crăciun, însă îl fac acum, deoarece vreau ca acest colet să ajungă la voi înainte de Crăciun, ca să vă puteți bucura de lucrușoarele care se află în el. Așa că, dacă vreți să vă înscrieți la acest giveaway, tot ce trebuie să faceți este să mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok și să fiți abonați la canalul meu. O să pun acolo și o poză cu acest giveaway, iar o postare, o să fac o postare cu acest giveaway, iar la postare puteți să-mi dați like și să scrieți în comentarii cu particip sau să-mi lăsați un comentariu acolo. Este un semn că v-ați înscris la acest giveaway. O să găsiți toate detaliile pe Instagramul meu, când începe, când se termină, așa că vă aștept cu foarte, 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 foarte mare drag. Oricum, a trecut o curță de timp de când nu am mai făcut un giveaway și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați rămas lângă mine și că m-ați urmărit în continuare, în ciuda faptului că s-au întâmplat foarte multe lucruri neprevăzute, lucruri nașpa. Vă mulțumesc că nu m-ați judecat, cei care ați rămas în continuare alături de mine și că sunteți aici. Și este un giveaway ca un semn de mulțumire pentru că ați fost alături de mine. Eu știu cum să aduc, frate, deci este foarte greu și foarte mare. Așa arată. E mai mare ca mine. Anul trecut, în pragul Crăciunului, de pe TikTok Shop, mi-am comandat un advent calendar cu produse de skincare și make-up în valoare de peste 600 de lire. Și am făcut clip aici pe YouTube-ul meu și v-a plăcut foarte, foarte mult și, din păcate, acest advent calendar, acel advent calendar, nu s-a putut comanda și în România. Așa că anul acesta au scos din nou un advent calendar, nu este identic cu cel de anul trecut, dar are produse similare, are produse de skincare și beauty în valoare de peste 700 de lire, iar produsele de skincare și de beauty sunt numai produse high-end, adică vorbim despre Charlotte Tilbury, despre Tatcha și alte produse, Bum Bum Cream și multe alte produse de skincare și beauty care cu siguranță ar face una dintre voi Crăciunul mai frumos. Ei bine, haideți să-l desfacem și să vă arăt cum arată acest advent calendar. Este foarte, foarte greu. Are 24 de produse în el. Toate sunt high-end. Mamă, deci cât e de frumos. O să-mi iau și eu unul. Aici am o carticică. Carticica asta o să trimit, bineînțeles, la câștigător sau câștigătoare, iar în această carticică se află toate produsele care sunt în acest advent calendar și informații despre aceste produse. Ok, dragii mei, acesta este cadoul meu pentru o câștigătoare sau un câștigător.
E foarte, foarte frumos și este foarte greu. Este absolut superb. Ok, haideți să vă arăt câteva produse pe care o să le primiți la acest giveaway. Ok, deci calendarul se desface așa, are magnet. Iar aici aveți toate cele 24 de produse. O să iau una așa, random. Aveți produse de la Dr. Hauschka, sper că am zis bine. Am și eu un produs de la ei și vreau să zic că e demențial. Așa, după care, ce mai aveți? Oh my god! Acest produs este de la un brand ce se numește This Works și credeți-mă că eu am încercat șampunul lor și este demențial, unul dintre cele mai bune șampoane și balsam de păr pe care le-am încercat. Wow! Aveți ceva de la Lumin. Cred că este tot așa un produs de skincare. La numărul 1. Opa! La numărul 1 avem cremă hidratantă de la Tasha, deci Tasha sau cum îi zice. Doar produsul ăsta în sine costă aproape 100 de lire. Oh, wow! Nu știu ce este aici, dar e ceva foarte mișto. The Body Shop Chamomile. Acesta este acel balsam de curățare de la The Body Shop. Este un dupe după Elemis Collagen, nu mai știu cum se numește, așa, dar vreau să zic că și acesta este foarte, foarte mișto. Avem produs de la Amika. Amika din nou, cred că asta este o mască pentru păr. Doar un, eu știu că șamponul uscat de la Amika pe care l-am avut a costat 12 lire, deci asta s-ar putea să fie pe la 30-40 de lire. Aici avem crema Magic Cream de la Charlotte Tilbury. Asta din nou e gen pe la 30-40 de lire. Și multe alte produse pe care o să le pun într-o postare pe Instagramul meu și pe TikTok. Dar da, tot ce trebuie să faceți este să mă urmăriți pe Instagram și să-mi lăsați coment acolo. Dacă nu mi-ați dat follow, puteți să mergeți să o faceți. Linkul se află în bara de descriere și bineînțeles că vă aștept și pe celelalte rețele de socializare. Cam acesta este haul-ul de astăzi. Nu uitați să-mi trimiteți poveștile voastre cu întâmplări cringe de la prima întâlnire, pentru că eu abia aștept să vi le citesc. Și spuneți-mi dacă vă place acest format sau dacă vreți să renunț la el. Este ceva nou. M-am gândit că poate o să fac acest format de video o dată pe săptămână, după ce vă obișnuiți cu el. Deci mă gândesc să postez de două ori pe săptămână. O postare să fie cu poveștile voastre și o postare să fie în genul meu, cu haul-uri, make-up și alte chestii pe care le fac eu aici de obicei. Deci da, mulțumesc tare, tare mult că ați stat cu mine până la final. Vă pup, vă iubesc și ne vedem data viitoare și nu uitați de poveste. Aveți